εσύ, νου μάι κόπι. Ο λούμε κουμουτσουάρε, σιμίδε γιοκαρί. Strazzo cerfi pentru copii. Eram fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Stimați domni și doamne profesoare și profesori, dragi părinți, dragi bunici, tuturor celor prezenți astăzi aici, vă spunem bună dimineața și bine ați venit la festivitatea care marchează deschiderea unui nou an școlar. Festivitatea organizată ca de fiecare dată de administrația publică locală. Vă propunem să începem această festivitate cu intonarea imnului național al României. Invit la microfon în continuare pe primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacobriții. Bună dimineața tuturor, bună dimineața dragi copii, dragi părinți, stimați profesori și învățători. E un moment deosebit pentru întreaga comunitate, începe noul an școlar și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți prezenți astăzi aici, în parcul Carol Schroeter, pentru a sărbători, dacă vreți, împreună acest eveniment important, repet, pentru întreaga noastră comunitate. Încă o dată vreau să-i felicit pe părinți și pe bunici pentru grija pe care o au pentru copii și pentru modul în care reușesc să îi crească și să-i educe în fiecare zi. La fel le mulțumesc profesorilor și doamnelor profesoare pentru pasiunea și pentru devotamentul pe care l-au în această misiune deosebită și anume aceea de a modela caractere și de a modela, dacă vreți, oameni destoinici și oameni buni pentru comunitatea și pentru țara noastră. Am spus de fiecare dată, o comunitate sau o societate fără educație și fără credință nu poate avea nici trecut, nici prezent, nici viitor. Și cred că este foarte important ca noi cei care astăzi conducem acest oraș și e vorba de primărie, de Consiliul Local și de întreg corpul profesoral, să facem tot ceea ce este posibil ca acești copii, copiii noștri, să aibă cele mai bune condiții pentru a învăța, pentru a se pregăti pentru viață și pentru o competiție în această Uniune Europeană și în această lume globalizată. Aceste baze ale educației în școală, dar și acasă, îi vor ajuta cu siguranță în ceea ce urmează în viața lor. Încă o dată vă felicit din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru copii și pentru comunitatea noastră. Felicitări tuturor și mult succes în noul an școlar! Așa cum ne-am obișnuit, fiecare moment de început este marcat și de o mică ofertă, o mică binecuvântare, o slujbă pe care de obicei
avem bucuria să o ascultăm ca venind din partea preotului Gabriel Bulf, care este astăzi prezent alături de noi. Părinte, este momentul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru ca Domnul Dumnezeu să trimite asupra școlarilor, preșcolarilor și dascălilor acestora care se află la un nou început de an școlar, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii să le deschidă mintea și cugetul, să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru ca să se dească în inima tuturor copiilor, elevilor, preșcolarilor și dascălilor începutul înțelepciunii, frica cea dumnezeiască și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să lumineze mintea lor, ca să se abată de la rău și să facă binele. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru ca să deschidă mintea tuturor copiilor, elevilor, preșcolarilor și dascălilor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare și să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu, ca prin înțelepciune viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mângâiere părinților lor și întărire bisericii noastre și a țării. Domnului să ne rugăm. De pretutindeni conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare, Cel care a intrat în biserică la înjumătățirea praznicului și a învățat pe oameni, încât se mirau popoarele și ziceau, de unde știa acesta Scriptura nefiind învățat? Și David crește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeule al tuturor, cuvântule împărate al tuturor, deschide sufletul și inima, cura și mintea tuturor copiilor, elevilor, preșcolarilor și dascălilor, ca să priceapă, să învețe, să facă voia Ta
și ferește pe dânsii de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile tale, cu rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, că Tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune necuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei mai sale, cu puterea cinstită de viață făcătoare, cruci cu ale puterilor cerești, și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, ale Sfintei Mari, Muceniță Varvara, ocrotitoarea orașului nostru și a tuturor minerilor, și pentru rugăciunile Sfântului Erar Nicolae, ale Sfântului Stelian, ocrotitorii copiilor, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragi copii, dragi părinți, stimați profesori, invitați la această frumoasă manifestare cu ocazia începutului de an școlar. De fiecare dată când privim spre trecut, unii privim cu împlinire, alții cu regret. Cert este că din trecutul nostru nu mai putem schimba nimic. Însă prezentul și viitorul este lăsat de către Dumnezeu la îndemâna conștiinței și a voinței noastre. Și pentru că și biserica trebuie să fie preocupată, indiferent de confesiunea din care facem parte, de această cultivare în sufletele creștinilor a tuturor virtuților necesare pentru o dezvoltare pozitivă a copiilor noștri și a celor care vor însemna până la urmă mângâiere bătrâneților noastre, dorim să vă reamintim faptul că în fiecare biserică ne rugăm pentru copii, pentru elevi, pentru preșcolari, pentru dascăli, fiindcă socotim foarte importantă această legătură și această comuniune a bisericii cu forurile locale și mai ales cu școlile, cele ce se străduie să facă din copiii noștri tot ceea ce este mai bun, mai frumos și mai împlinitor pentru noi ca părinți. Dar nu pot profesorii singuri, nu pot cei din primărie sau din consiliul local singuri, dacă noi ca părinți, vorbesc acum și în calitate de tată, nu vom căuta să fim alături de școli, de profesori și să colaborăm spre binele copiilor noștri. De noi depinde dacă lăsăm efectele nocive ale internetului sau lucrurile care influențează într-un mod negativ pe copiii noștri, nu de profesor, nu de școală, nu de primărie, nu de biserică, de noi ca părinți, fiindcă noi suntem cei ce vom fi judecați de către Dumnezeu dacă nu vom avea grijă de aceste daruri alese care sunt copiii noștri și să le încredințăm înaintea lui Dumnezeu curate așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Vă rog din suflet la acest nou început de an școlar să vă faceți timp pentru copiii dumneavoastră. Orice investiție am face, și eu vă spun și în calitate de om preocupat să construiască o biserică sau să facă centre de îngrijire pentru vârstă, dacă nu vom găsi noi timp și răbdare și dragoste pentru copiii noștri, toate celelalte lucruri nu sunt decât niște realizări temporare care nu vor aduce împlinirea aceea ca părinte și împlinirea sufletească și liniștea de la bătrâneți. De aceea vă rog, toate școlile, liceele care sunteți arondate unei biserici, faceți apel la preoții care slujesc în acele biserici să vină în întâmpinarea abandonului școlar, să vină făcând apel la credincioși să ajute pe copiii care nu au posibilitatea să-și cumpere cele de trebuință pentru școală. Este inadmisibil ca noi, ca preoți, de exemplu, și vorbesc acum despre mine și despre colegii mei, să stăm nepăsători la acest fenomen tragic care se întâmplă,
și în zona de nord și de stat Petroșanului să nu avem posibilitatea aceasta sau dorința de implicare să ajutăm pe copii să vină la școală și să aibă tot ceea ce le trebuie pentru o dezvoltare normală. Nu le trebuie lux, dar le trebuie dragoste și ajutor din partea noastră. Prin urmare, cei care nu se vor implica în astfel de lucruri înseamnă că nu doresc să aibă numele scris în cartea vieții pe care Dumnezeu a făcut-o pentru toți cei drepți și cei care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu găsiți la parohia de care școala dumneavoastră a fost arondată prin grija preasfințitului nostru episcop Curie al Devei și Unedoarei, bisericuța din centru Petroșanului aceasta de lângă parcul Carol Șeter vă stă deschisă. Nu spun că vom rezolva toate problemele, dar nici nu spun că va exista vreun copil care să nu aibă cu ce să meargă la școală, să nu aibă cu ce să se îmbrace, să nu aibă cele de trebuință pentru școală. Dacă nu facem aceste lucruri, eu mâine pun lacătul pe ușa la biserică și nu mai avem ce căuta nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea dumneavoastră ca și copii, ca și părinți sau înaintea celor care conduc destinele acestui oraș. Trebuie să ne asumăm fiecare dintre noi responsabilitatea și dragostea la locul în care suntem puși și să ne implicăm pentru aceste lucruri. Nu se poate să ajungem în topul abandonului școlar sau al neimplicării noastre în educația copiilor, mai ales biserica, familia, școala și ceilalți actori care sunt responsabili de acest lucru. V-am spus aceste lucruri ca un of personal și cine vrea să-l ia de bun, să-l ia, dacă nu, să știți că nu vom avea cuvânt de dezvinovățire înaintea lui Dumnezeu când ne vom înfățișa și vom spune că nu am făcut nimic pentru copiii noștri. Pentru că Hristos se identifică în copii, se identifică în smerenia și curățenia acestor copii, pentru care a spus: lăsați copiii să vină la mine, căci a unora ca acestor este împărăția celor. Mulțumesc tuturor invitațiilor, în cer iertare dacă discuția poate nu ar fi trebuit să aibă loc aici, dar eu asta înțeleg, ca preotul să fie în astfel de situații așa cum trebuie și cum cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi implicare și dragoste în relaționarea pe care o avem unii cu ceilalți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi copii, noul an. Dumnezeu să dea îndelungă răbdare dascălilor, să ceară de fiecare dată ajutorul părinților, pentru că până la urmă este și implicarea noastră foarte importantă în educația copiilor. Și mulțumesc de asemenea domnul primar Consiliului Local pentru toate eforturile pe care le-au făcut în această vacanță ca începutul de școală pentru dumneavoastră, pentru școala din care faceți parte, să fie așa cum trebuie. Dumnezeu să îi țină sănătoși, să le binecuvinteze viața, familia, mult succes și copilașilor domnului primar, pentru că i-am văzut aici și se apropie o nouă etapă în viața atâta lui Andrei cât și a Mariei. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în veci, amin. Mulțumim părintelui Bulf pentru aceste îndemnuri și mesaje minunate, care poate că vor putea fi reconfirmate și de discursul pe care o invit pe doamna inspector general adjunct Lavinia Ilina de la Inspectoratul Școlar Județean să vină și să-l susțină cu această ocazie. Bună ziua! Stimați invitați, domnule primar, doamnelor și domnilor profesori, stimați părinți, dragi elevi, fiecare început de an școlar este pentru noi toți un moment de bilanț, dar și un moment de speranță. Un moment de bilanț deoarece analizăm rezultatele obținute la olimpiadele, la concursurile școlare, la examenele pe care copiii din județul Hunedoara le au în fiecare an. Și pentru cu această ocazie vreau să-i felicit, dar și ne facem speranțe, ne punem sufletul și gândul în speranța că în anul școlar 2016-2017 rezultatele vor fi mult mai bune. Dragi elevi, fără voi, care reprezentați de fapt școala românească, rolul nostru al dascălilor nu există. Vă sfătuiesc să învățați, să vă concentrați atenția cu cinste, responsabilitate,
și să aveți rezultate cât mai bune, pentru că voi nu vă pregătiți doar pentru examene. Voi, de fapt, vă pregătiți pentru viață și pentru provocările pe care viața o să vi le scoată în cale. Stimați părinți, vă invit să fiți alături de copiii dumneavoastră, alături de școală, pentru că numai împreună, în cadrul acestui parteneriat, copiii noștri vor obține rezultate deosebite. Vreau să mulțumesc pe această cale comunității locale, în special domnului primar și consilierilor locali, pentru tot ceea ce fac pentru școlile din Petroșani. Este foarte important, copiii trebuie să aibă condiții bune de învățat, la nivel european, dotate cu tehnică modernă, astfel încât să facă față concurenței la nivel mondial. Vă doresc mult succes, rezultate deosebite și să ne revedem la premierea din iunie 2017. Numai bine! La fel de importantă ca educația este și siguranța copiilor, a elevilor. Motiv pentru care la festivitatea de astăzi sunt prezenți și reprezentanții instituțiilor care urmăresc ca prin ceea ce fac să asigure această siguranță. Din acest motiv îl invit la microfon mai întâi pe reprezentantul Poliției Municipale, domnul Stana Irinel. Mulțumesc! Bună ziua, domnule primar, stimați invitați, dragi profesori, părinți și elevi! Această zi ne oferă nouă celor cu uniforma bleu marin prilejul cel mai potrivit de a vă asigura că Poliția Română este alături de voi, în slujba dumneavoastră, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie. Începe un nou an școlar împreună, polițiști, profesori, părinți, elevi, în care vă garantăm sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați. Dragi elevi, suntem aici pentru voi, pentru a vă proteja și a vă ajuta de fiecare dată când ne veți solicita, iar împreună vom găsi cele mai bune soluții. Pentru conduita dumneavoastră corectă nu veți primi note care să judece valoarea, dar vă veți proteja în lumea reală și veți oferi valoare lucrurilor și oamenilor. Stimați părinți, știm că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea de obligații și responsabilități, dar vă rugăm să înțelegeți că singura prioritate o reprezintă copiii. Trebuie să le fiți aproape, să-i înțelegeți și să-i îndrumați în pregătirea lor pentru viață, pe căile cele mai corecte, lipsite de riscuri și vulnerabilități. Distinși profesori, vă reamintim că pentru noi, Poliția Română, siguranța elevilor și a dumneavoastră constituie o prioritate în activitatea noastră de zi cu zi. Avem un scop comun, acela de a vă forma tineri care să respecte normele sociale și să pornească în viață cu o educație bună. Dorim ca nimic să nu perturbe drumul pe care ați pornit pentru atingerea obiectivelor stabilite în activitatea școlară. În încheiere, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare. Vom continua să fim partenerii dumneavoastră, astfel încât eforturile noastre, ale tuturor, să o conducă la un singur rezultat. O copilărie liniștită, cu reușite, care să pună bazele unui viitor frumos. Un an școlar în siguranță. Un nou an școlar în siguranță. Mulțumesc! Este de asemenea prezent și reprezentantul Jandarmeriei Române, domnul locotenent Sergiu Goia. Vă invit la microfon. Mulțumesc, bună ziua! Stimate cadre didactice, dragi părinți și elevi, stimați invitați! Sunt onorat să fiu prezent azi aici, în mijlocul domniilor voastre, în această zi importantă de toamnă, la deschiderea oficială a noului an școlar. Prevenirea faptelor antisociale de către personalul Jandarmeriei Române este prioritar și reprezintă ansamblul activităților organizate și desfășurate de personalul instituției noastre în vederea identificării și înlăturării posibilelor cauze sau situații de natură a genera sau favoriza săvârșirea de fapte cu caracter penal sau contravențional. De asemenea, pentru prevenirea evenimentelor negative și pentru evitarea comportamentelor cu risc victimal sau infracțional, jandarmii vor organiza pentru elevi activități preventive educative. Dorim să instruim copiii de mic în cunoașterea drepturilor și de asemenea să apeleze cu încredere la organele statului atunci când sunt amenințate sau agresate de cineva.
Obiectivul general al prevenirii faptelor antisociale este de a promova și dezvolta instrumente și metode teoretice necesare creșterii gradului de ordine și siguranță publică, educarea populației în spiritul respectării legii și, nu în ultimul rând, de a consolida încrederea cetățeanului în jandarmeria română. Dragele, vă adresez rugămintea să apreciați dăruirea și ajutorul necondiționat pe care comunitatea locală, dascălii, dar și părinții, îl pun în slujba desăvârșirii voastre ca oameni de bază a unei societăți pe care voi, tinerii din ziua de astăzi, va trebui să o modernizați definitiv către idealurile democrației, libertății și prosperității. Napoleon Bonaparte spunea: jandarmeria este modul cel mai eficient de menținere a liniștii unui popor, iar generalul Marcel, dacă jandarmeria n-ar exista, ar trebui inventată imediat. În încheiere, jandarmii hunedoreni urează tuturor cadrelor didactice și elevilor succes în noul an școlar. Vă mulțumesc! La finalul acestei festivități veți asista la un moment deosebit de frumos. În fiecare an, aici, cu acest prilej, are loc o premiere a celui mai bun elev care a reușit să treacă cu bine de bacalaureat, și ne referim la elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida. Asociația Information and Quality of Education face în fiecare an acest gest de a premia elevul cu nota cea mai mare de la sesiunea de bacalaureat. Vă invit pe doamna director, Gabriela Rus, să facă acest gest și în acest an. Mulțumim reprezentanților acestei asociații, familiei Lupu Dima, pentru faptul că în ultimii ani au premiat elevii cu rezultatele cele mai bune la bacalaureat și șefii de promoție. În acest an școlar, rezultatul cel mai bun la examenul de bacalaureat la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani l-a obținut elevul, absolventul Margheola Alexandru Daniel. Felicitări și succes mai departe! Îl aștept! Vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru invitația făcută. Vreau să mulțumesc persoanelor care m-au ajutat și susținut, și mai ales părinților mei pentru toată susținerea acordată și care mi-acordă și în continuare, pentru tot ajutorul și iubirea care mi-acordă și pe care iubesc foarte mult. Vă mulțumesc! Cu acest moment, festivitatea de astăzi se încheie. Dorim tuturor elevilor spor la școală, note cât mai mari, părinților, bunicilor multă răbdare și multă grijă față de ei. O zi minunată tuturor! Să o cer.
fi pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtă. Și cred că veți reuși să furați între ghilimele cât mai mult de la profesorii dumneavoastră. Pentru că în viață contează foarte mult cu ce bagaj de cunoștințe și de valori plecați în această competiție a maturilor și această competiție a verbalizării. Eu vă felicit, doresc mult succes, sunt mândru de voi, vă mulțumesc pentru implicarea și pentru rezultatele pe care le aveți de fiecare dată. Sunteți niște copii extraordinari, foarte serioși, inteligenți și aveți toate șansele să deveniți, repet, ceea ce vă doriți dumneavoastră și părinții voștri. Încă o dată felicitări tuturor și mult succes în noua școală! Vă mulțumim, domnule primar, domnule rector, vă mulțumesc, domnule primar, domnule director, dragi colegi cadre didactice, stimați părinți, dragi elevi,
că mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră, pentru că sunt unul dintre cei care cunosc activitatea acestui liceu din mai multe perspective. A terminat acest prestigios liceu. Am fost președinte de bacalaureat și am văzut competența dumneavoastră, dar în același timp al care i-au coordonat și i-au îndrumat. Doresc să vă felicit pentru locul permanent în care îl ocupați în topul liceelor din județul Hunedoara, pentru premiile obținute la olimpiadele naționale în toate domeniile de activitate. Vreau să le urez succes bobocilor care pășesc într-o nouă etapă a activităților, într-o etapă frumoasă, atât pentru că fiind viața de liceu, dar și o etapă responsabilă care înseamnă pregătirea pe viitor. Doresc să-i fericit și pe cei și să le urez succes elevilor care vor deveni studenți în acest an, universitar, bineînțeles, și să-i îndrum ca alături de alte ofertă educațională pe care le au, să nu neglijez Universitatea din Petroșani, ale căror diplome sunt la fel de valoroase ca ale celor de la București, Timișoara, Cluj sau Iași și, de ce nu, ca ale altor universități de prestigiu din Europa. Vreau doar să vă spun că absolvenții noștri lucrează la firme mari din Timișoara, cum ar fi Continental, Atos, la firme care înseamnă Philips, Bosch, Continental, Sibiu sau altele. Deci iată că o pregătire de acest nivel pentru elevi valoroși este foarte importantă. Vă urăm multă sănătate, să vă bucurați de părinții dumneavoastră, de dascălii dumneavoastră și un an numai cu succes. Vă mulțumesc!